Salutare! Vom rezolva subiectele de geometrie de la simularea valorii naționale de matematică din anul 2024. În figura alăturată este reprezentat triunghiul dreptunghi ABC cu unghiul A de 90 de grade, iar unghiul B de 40 de grade. Semidreapta BE este bisectoarea unghiului ABC. Punctul E aparține segmentului AC. Perpendicularea din A pe BC intersectează dreapta BC în punctul D, deci AD este perpendicular pe BC, iar perpendiculara din E pe BC intersectează punctul uh, intersectează BC în punctul F, deci EF e perpendiculară pe BC. Dreptele BE și AD se intersectează în punctul M. Arată că măsura unghiului EMA este de 70 de grade. Știm că BE intersecta cu AD este punctul M, deci avem de a face cu două drepte concurente într-un punct M, ceea ce înseamnă că determină unghiuri opuse la vârf. Unghiul EMA este congruent cu unghiul DMB. Dacă AD este perpendicular pe BC, aici avem un unghi de 90 de grade și triunghiul MDB este un triunghi dreptunghic. Cum BE este bisectoarea unghiului ABC cu unghiul B de 40 de grade, rezultă că unghiul DBM și MBA sunt congruente și au fiecare câte 20 de grade. Rezultă că unghiul DMB are și el 20 de grade și este uh, un unghi uh, complementar cu unghiul DMB, adică. Suma lor face 90 de grade, pentru că vorbim despre un triunghi dreptunghic, ceea ce înseamnă că unghiul DMB are 90 minus, 7, minus 20 de grade, adică 70 de grade. Cum unghiul DMB era opus la vârf cu unghiul pe care îl căutam noi, EMA, înseamnă că unghiul EMA are și el 70 de grade. La punctul B, trebuie să arătăm că patrulaterul AMFE este romb. Cum putem arăta acest lucru? Să arătăm că este paralelogram și fie că două laturi alăturate sunt congruente, la perpendiculare mai, mai puțin, Putem afla, este mai mult de explicat, de, de redactat, dar mai avem o teoremă care spune că să avem o bisectoare a unui unghi. Să demonstrăm că B este bisectoarea unghiului AMF sau AEF. Și atunci paralelogramul cu această bisectoare este romb. Să vedem cum facem acest lucru. EF este perpendicular pe BC și AD este perpendicular pe BC, ceea ce înseamnă că EF și AD sunt paralele. Și triunghiul CEF și triunghiul CAD sunt triunghiuri asemenea. Deci, unghiul CEF este congruent cu unghiul CAD, uh, unghiuri corespondente. În AEFM. Acest uh, patru later pe care noi trebuie să-l demonstrăm că este paralelogram și mai mult decât paralelogram, romb, avem EAM plus AEF, două unghiuri alăturate. Trebuie să demonstrăm că sunt uh, suplementare, sunt au 180 de grade, da? Dar unghiul A adică EAM sau CAM, era corespondent cu unghiul CEF, ceea ce înseamnă că CEF, dacă se substituie, se înlocuiește cu unghiul EAM, putem afirma că EAM plus FEA sunt egale cu 180 de grade deoarece CEA era un unghi alungit egal cu 180 de grade și în locul unghiului CEF putem să punem unghiul EAM. Așadar, avem în uh, AEFM două unghiuri alăturate, suplementare, egal 180 de grade, deci putem afirma că AMFE este paralelogram. Aceasta ar fi prima relație. Mergem mai departe să vedem cum arătăm că EB este bisectoarea unghiului uh, paralelogramului. EF este paralel cu AD. Putem considera B este cantă și avem perechea de unghiuri alterne interne FEM congruent cu EMA. Dar EMA era 70 de grade conform punctului a mic, ceea ce am demonstrat la Amic. mic. Mergem mai departe. Să vedem cât uh, este celălalt unghi. În triunghiul ABC dreptunghic, cunoșteam două unghiuri, A de 90 de grade, fiindcă el este dreptunghic și B de 40 de grade, ceea ce înseamnă că unghiul C este și el uh, 90 minus 40 50 de grade. În triunghiul CFE drept unghiic pentru că EF este perpendicular pe BC, adică are 90 de grade, cu unghiul C de 50 de grade, prin diferență îl obținem unghiul CEF și el de 40 de grade. Mergem mai departe și putem înlocui. Vedem că unghiul FEA are 180 de grade minus 40 de grade, ceea ce înseamnă că are 140 de grade. Dar unghiul FEM, pentru că era altern intern cu EMA, era de 70 de grade, ceea ce înseamnă că și AEM este tot de 40, uh, 70 de grade, 140-70 de grade și el este de 70 de grade, ceea ce înseamnă că unghiul FEM, congruent cu unghiul MEA, de 70 de grade, sau altfel spus, EB este bisectoarea unghiului FEA, ceea ce înseamnă că paralelogramul AEFM cu bisectoarea unghiului unui unghi B înseamnă că el este romb. Aceasta a fost demonstrația, există probabil și alte căi de a demonstra, întotdeauna vă sfătuiesc să o alegeți pe aceea care vi se pare cel mai ușor de demonstrat. Atât a fost pentru acest video și ne vedem imediat cu subiectele 5 și 6. Pa pa.